Păi, băiatule, deci stau într-o lene. Mamă, deci până nu trec nivelul ăsta, eu nu mă ridic de aici. Ah, ce confortabil stau cu capul pe trei perne deodată. Ha, și e așa mișto, am stat cum am stat eu mai devreme. Dar după prea mult timp petrecut așa, este foarte probabil că atunci când m-aș ridica să mă ridic așa, ceea ce este destul de rău. Nu o să mai bag totuși pe aia clasică de la bătrân cu Cocoșatul de la Notre-Dame. Pentru că, hai să fim sinceri, cât se gândesc de pe acum la sănătatea lor de peste 30-40 de ani. Dar hai să ne gândim din punct de vedere al tânărului. Carpe diem, trăiește momentul. La momentul actual, o postură precară poate determina o inferioritate în exprimarea non-verbală. Și hai să vedem împreună exemplul următor. Hei, bună. Nu vrei să-mi dai numărul tău de telefon? Ah, nu, lasă, ok, nu e nevoie să arunci cu roșiile și cu ouăle după mine. O să fac asta singur. Hei, bună. Îmi trebuie numărul tău de telefon, că diseară o să te scot la o omletă cu roșii. Acum să fim sinceri, dacă erați fete, voi cui dădeați numărul de telefon? Cocoșatul de la Notre Dame sau ăla cu omleta? Și acum că v-am introdus în tema clipului cu acest exercițiu ratat de a agăța o domnișoară, până să vă dau sfaturile mele personale pentru o postură corectă, vreau prima oară să aflăm dacă aveți nevoie să vă îmbunătățiți postura. Și e un exercițiu simplu pe care putem să-l facem. Vreau să vă puneți mâinile pe lângă corp. Poziționează-ți degetele mari către înainte. Dacă acestea sunt paralele unul cu celălalt, înseamnă că postura ta este ok. Dacă, în schimb, vin unul către celălalt, înseamnă că nu e bine. Deci, în teorie, este foarte ușor să ai o postură corectă. Trebuie doar ca sternul să nu fie către în jos, să fie către în sus. Și tu doar trebuie, practic, să-ți ridici sternul și felicitări, ai o poziție corectă, poți închide clipul. Din păcate, nu este foarte ușor să păstrăm această postură pentru că nu suntem obișnuiți să stăm în ea și tindem către poziția spre care stăm noi de obicei, adică cocoșați. Aici intervin niște mici prieteni. Și aici intervin prietenii de la Gearbest care au făcut acest produs senzațional cu linkul către el în descriere. Ce știe el ce mai bine să facă? Să-ți țină spatele drept și este și foarte comod de purtat datorită materialului moale și de calitate care nu îți permite să transpiri. Se utilizează și foarte ușor, se introduce scaiul prin această buclă, apoi se ajustează în funcție de proporțiile tale și felicitări ai spatele drept. Foarte important totuși ca această porțiune să se situeze între omoplații. Fără niciun pic de efort am spatele drept, singura ei problemă însă ar fi că nu prea merge purtat atunci când e cald, pentru că ar observa și altă lume că suntem cocoșați. Un lucru pe care putem să-l facem ca să evităm purtarea accesoriului ăsta ar fi să îmbunătățim pozițiile alea precare pe care le prezentam la începutul clipului. Dacă vrem să stăm să ne uităm la televizor, putem să o facem și într-o poziție un pic mai ok. Același lucru și dacă vrem să ne jucăm, dar și dacă vrem să dormim. După cum spuneam mai devreme, dacă nu suntem obișnuiți să stăm într-o postură corectă, este foarte probabil să revenim la postura inițială. Același lucru ca și cum ai încerca să ții o greutate în mână și pentru că nu ești obișnuit cu ea, o să-ți cadă ușor, ușor din poziție. Așadar, ca să păstrăm o postură corectă, ar trebui să ne antrenăm mușchii spatelui. Și la sală poți face o tonă de exerciții pentru spate, dar dacă ești mai speriat de pandemie în perioada asta, poți face acasă exerciții pe care nici măcar nu ți le imaginai că le poți face. Și acestea au fost sfaturile mele pentru o postură corectă. Să facem o recapitulare. În primul rând trebuie să-ți înveți spatele cu acea postură. În al doilea rând trebuie să eviți la obiceiurile care ți induc acea postură incorrectă. Și în al treilea rând trebuie să-ți antrenezi mușchii care sunt responsabili cu postura, și anume mușchii spatele. Din păcate, o să considerați că este un clickbait, dar schimbările majore nu se întâmplă de azi pe mâine sau în 5 minute în cât scrie în titlu. Dar cu un pic de răbdare sunt sigur că data viitoare când ne vom întâlni în următorul clip, voi veți avea o postură măcar un pic mai vitruviană. Eu am fost Victor, ne vedem data viitoare.